Of, da, da, știu, din nou, știu, nici eu nu vreau, fraților, dar uite, mă obligă ea. Era și melodia aia a lui Mihail, mă obligă ea. Doamna Turcan este o doamnă foarte cochetă. Cu banii de pe o hăinuță de aia Orban trăiește un an. Și nu oricum, pe picior mare așa. Mă rog, eu înțeleg pe doamna Turcan când spune senină: vom da afară nu știu câte sute, nu știu câte mii de oameni. Doamna Turcan nu cunoaște România, fraților. Realitatea, cum nu o cunoștea nimeni din PDL. Așa erau ei acolo la PDL. Un mare accident al istoriei acel partid. Am vorbit, de exemplu, cu Ministrul Dezvoltării Regionale, care mi-a spus că în interiorul instituției pe care o conduce, la nivel de demnitate, se face o reducere cu 40%, la nivel de conducere a instituției o reducere cu 30%, iar la nivel de execuție o reducere cu 20%. Ce o însemna la nivel de demnitate știe doar ea. Probabil că e vorba despre demnitari, dar la câte lucruri vede greșit Raluca Turcan. Chiar e ultima problemă, confuzia demnitate-demnitari. Doamna Turcan, să știți că, spre deosebire de altele, aceste imperfecțiuni nu se corectează cu bisturiul, doamnă. Să nu încercați, da? Sunt lucruri care se corectează prin lectură, prin studiu, prin stat cu ochii în cărți. Mă rog, nu vreau să fiu răutăcios, mai ales în perioada asta în care toți ipocriții cred că se curăță pentru că țin post. Deci e de ajuns pe ziua de azi cu ce am spus. Să revin, mi se pare chiar crud să plimb toată ziua în gură concedierile. Uitați aici. Poate se ducă și la plecarea unor angajați din sistem, dar este normal. Gândiți-vă că de la 1 ianuarie 2017 au fost angajați în sistemul public peste 60.000 de angajați noi. Nu știu, pare o amenințare așa să apari zilnic și să spui că o să faci concedieri. Oricum, la cele 60.000 de angajări trebuie să mai lucreze puțin domnul Orban. Îi amintesc că 120.000 sunt funcționarii publici de toți. Sau a vrut să spună că 60.000 de oameni vor fi dați afară? Sau o fi vrut să le transmită peneliștilor: băieții, eliberăm vreo 60.000 de locuri? Orice ar fi vrut să spună, e o prostie. Cum ziceam, e inacceptabil să umbli așa cu concedierile în gură. De ce nu umbli și cu angajările, Orbane? Adică oamenii pe care îi dai afară, unde se duc? O să zici imediat: să se ducă la privat, nu? Cum te-ai dus și tu la privat, Orbane? Pe fals, la firma unui prieten? Gata, m-am înțeles, a fost o alegere înțeleaptă. Așa trebuie să facă toată lumea, a? Chiar nu înțeleg de ce domnul Orban nu ține și cursuri de supraviețuire. Ar fi mult mai utile. Cum să trăiești o familie cu 3.000 de lei o lună fără să-ți vinzi din organe, având în întreținere un copil, un câine și o casă de 200 de metri pătrați, curte, tot ce trebuie? Haideți, mă, fraților, pe bune, când vă zic că suntem luați de fraieri de acest domn. Angajații prefecturii ai serviciilor deconcentrate trebuie să fie la dispoziția cetățeanului, la orice oră, în orice zi. Omule, oprește-te din populismul ăsta deșanțat. Ești colăresc, e infantil, o să-ți rup gâtul, o să aluneci pe propriile prostii și o să cazi în nas. Da, frate, mor când face el pe muncitorul pește și vrea să-i țină pe oameni la muncă până noaptea. Auzi, la orice oră, în orice zi. Niciunde în lume nu există și n-a existat așa ceva. Dar lasă-mă că are și că o idee. I s-a sculat lui hărnicia. Surprinzător pentru unul recunoscut că îl doare de la cât i-o trage lenea de când s-a născut. Știți ce mă enervează de fapt? Militaria asta pe care o coboară Orban și PNL din pod. Adică e ceva de genul: ia gata cu huzurul, mă, gata! Ați dus-o ca șmecherii cât timp a fost PSD, dar noi venim acum și facem instrucție cu voi, drepți! Ai, brescutește-ne cu abordarea asta, deși că militarul căprar la Cotroceni. Ești doar penibil. Apropo de penibil, a revenit doamna Turcan. Da, doamnă, poftiți, mai aveți o prostie de spus? Vă rog. Dacă sunt oameni buni care Din diferite motive stăteau degeaba, poate pentru că nu vrea nimeni să-i folosească. Iartă-mă un pic, drăguță, nu voia nimeni să-i folosească. Nu vroia, nu e în limba română, e în altă limbă, da? Deci nu voia. Dar continuă, că nu asta e prostia cea mai mare. Sunt mutați în altă parte, iar cei care sunt clienți politici, nepoți, iubite și alte sau au alte legături cu demnitarii, atunci trebuie să-și vadă de lucru. Politic, iubită, amantă, cum știți? Domnule Negruțu, să știți că românul, pe fond, are un simț al dreptății. Păi băiatule, cum să nu te ia de aici de la ceafă așa ca o palmă de gheață și să nu-ți vină să arunci cu totul prin casă când auzi așa ceva? Raluca Turcan, pedelista Turcan, partea unui regim în care nepotismul, încuscreala, traficul de influență și cârdășiile erau regula, vine și se joacă în public de Imaculata? Mă, cum? Orban, fraților, însuși Orban o dădea exemplu de nepotism la Așternut de Seară pe Raluca Turcan în anul 2006. Mârlănesc, nemârlănesc, iată ce spunea Orban despre Raluca Turcan, că poate na, unii au uitat, că prea uităm repede, mă. Le-am spus colegilor mele că la Liberal, în Partidul Național Liberal, să facă carieră politică și că nu este necesar să treacă prin patul nimănui pentru a ajunge să câștige funcții publice. Dat exemplu doamnei Raluca Turcan, care a fost asistenta domnului Stolojan. Da, într-adevăr, am dat exemplul Ralucăi Turcan, pentru că știe toată lumea că ea s-a culcat cu domnul Stolojan ca să ajungă și să... Cum să mai vorbești cu cineva care te acuză de așa ceva? Cum să devii mâna lui dreaptă? Deci Orban ne-o dădea exemplu pe Turcan de femeie care se culcă cu șeful pentru funcții. Iar acum Orban și Turcan, la braț, vin să ne vorbească despre cum vor reforma ei administrația și cum... Bă, pe ce lume trăim? Ok, facem glume, că Orban se vopsește, că Raluca se taie pe față. Bă, dar nu ne faceți proști așa. Același Orban, vă amintesc, zicea de Laura Codruța Chioveși că e brațul armat al regimului Băsescu, că Ponta trădează când o pune șefă la DNA. Iar mai apoi ne povestea Orban cum s-a luptat el să o pună procuror la Europa și cât de capabilă e doamna Chioveși și cât de mult o apreciază el. Omule, stăpânește-te, stăpâniți-vă cu toții în a fi penibil cu atâta nerușinare. Pe bune, mă, să n-ai pic de rușine? Vă dați seama ce ficat au acești oameni? Incredibil. Vă rog să mă scuzați. Continuați. Auziți, dar... Uite acum i-a picat. Dacă Orban nu o recunoaște pe Raluca Turcan, poate crede că e alta cu același nume. Deci tot aia e, mășică. E de la medicină ce i s-a întâmplat la față, la cap în general. Niște creier nu și-ar fi pompat. Vrea Orban o temă de discuție serioasă legată de venituri la buget? Să-i dăm una! O temă, zic. Ca să înțelegeți, PNL este acum pe gândire de austeritate pentru că nu sunt bani, pentru că deficit, da? E, uitați aici dovada cea mai limpede a faptului că noi ne scărpinăm mereu greșit, da? Dovada faptului că la nivel de conducere suntem reprezentați de niște cretini de 30 de ani. Marea, imensa problema a României este colectarea taxelor la stat. Media UE e de 40% din PIB, noi suntem la 27%. Iar tu, în loc să vorbești toată ziua despre cum te fraieresc evazioniștii și despre cum ANAF-ul e o instituție de rahat care trebuie reformată ieri, tu ce faci? Stai cu concedierile în gură toată ziua. O trimiți pe Turcan la TV îmbrăcată de mii de euro să le spună oamenilor că vor fi dați afară. Bravo, mă! Cei care sunt neprofesioniști, leneși, cei promovați în funcții de criterii politice, aduși, așa cum au fost șefa ANAF și așa departe, acolo sigur se va umbla. Păstrați doar oamenii competenți, doar oamenii care sunt dedicați, cine leneș, cine s-a obișnuit să-și ia leafa fără să facă nimic, va trebui să plece. Repet, bineînțeles că trebuie să scăpăm de nepotisme în funcții publice, dar Turcan ne spune asta? Se prea poate ca multe instituții să se frece menta, dar haideți mai întâi să vedem ce și cum, unde se întâmplă și abia apoi să sărim așa cu concedierile. De ce nu sunt concediați toți șefii de la ANAF pentru că suntem râșii UE la colectarea de taxe? Nu văd pe nimeni scandalizat de faptul că suntem praf la adunat banii care ar trebui să vină la stat. Stați liniștiți că banii ăia care nu se adună nu sunt de la stampă, pușă și ibrichilie, muncitori în construcții, nu, tată. Sunt de la firme mari, bineînțeles. Dar mai repede îi chinuim pe oameni decât să ne apropiem de marile firme cu ceva, nu? Creșterea salariului minim, care să aibă totuși la bază niște elemente de care trebuie să ținem cont, și anume profitabilitatea firmelor.